Reprezentanții protecției copilului Olt au intervenit în cazul copilei de 13 ani din localitatea Fărcașele, care a fost violată de 3 tineri din localitate. În prezent este efectuată o anchetă de către asistentul social din cadrul primăriei din localitate, iar psihologii din cadrul direcției o ajută pe tânără, dar și pe familia ei să depășească această situație. Fata a suferit, este afectată fizic, dar și psihic. De ceea ce privește suferința psihică ne vom ocupa noi, în cadrul instituției. Provine dintr-o familie modestă și părinții vor beneficia și ei de consiliere și vor fi alături de minoră. Intervenția oricum trebuie făcută imediat, intervenție psihoterapeutică cu specialiști care sunt focusați și au lucrat pe traume, pentru că este o traumă severă. Trauma aceasta a violului. De asemenea, copila are nevoie de foarte multă susținere și din partea părinților. Din păcate, cazul copilei din Fărcașele nu este singurul în atenția protecției copilului. Au mai fost cazuri de minore agresate sexual și tot așa instituția noastră a fost implicată. Psihologii de GASPC mai acordă consiliere și în alte cazuri, cum ar fi divorțul părinților, executări silite și alte situații în care sunt implicați minori.